pentru, haide să spunem, măcar locul 2 sau 3, mă rog, locuri de cupe europene. Pentru CFR va deveni ceva mai important și Cupa României. Depășim primele 20 de minute, încă o lovitură de la colț pentru CFR. Deși a fost offside. Iată o reluare foarte bună oferită de colegii din CAR. Ei, și acum dacă se dă gol din corner, stau și mă întreb, se anulează sau nu? Ia să vedem, ia să vedem! Uite, parcă am avut gura aurită. Ia să vedem dacă se pune golul. E voie să intervină VAR-ul? A fost offside înainte de corner, deci nu mai e voie. Gata. Am primit și informații de ultim moment. Deci e 1-1, gol valabil, gol înscris de Matia Boban, dar a fost offside la corner. Uite un aspect al VAR-ului pe care, de care până acum nu ne-am lovit. Dar parcă am avut gura urită. Dar se pare că nu se va verifica la VAR, decât eventual dacă a fost ceva fault în atac aici sau vreun hand sau altceva. Dar golul este validat. Dar cred că ar trebui să se reglementeze și aspectul ăsta.